într-o relație atât de frumoasă cu, cu Katinka. Vreau să o întreb despre o declarație pe care am văzut-o ieri. E limpede de unde vine acea declarație, pentru că nu este o singură ocazie în care Oana, sora ei, care a fost invitată noastră de atâtea și atâtea ori, în circumstanțele cele mai bune, a vorbit și a spus anumite lucruri despre modul în care Katinka se raportează la situația mamei, a doamnei Roman, da, despre care știm că este într-un loc, îi ură multă sănătate, vârsta uneori aduce și probleme destul de mari. Katinka a povestit la noi în emisiune că nu era ea într-o situație foarte bună, astfel încât nu a putut, poate, să fie mai mult decât și-ar fi dorit. Pe de altă parte însă, ai ajuns într-un moment în care ai dorit să precizezi niște lucruri. Da, acest lucru m-am înfuriat, sincer. Știi că mie nu mi se întâmplă foarte des. Pentru că știu din surse sigure că la diverse evenimente și pe unde merge, mă vorbește în continuă, în loc să... Dar de ce nu vorbiți să întreb nu voi? Nu știu. Asta este problema. Asta este un lucru pe care l-am propus de foarte multe ori, nu de acum, adică, de zeci de eu ani. Eu cred că, în general, adică e și o vorbă în popor că rufele se spală în familie, nu? Da, da, sigur că da. Și oricum, nu vă închipuiți că după tot circul care a fost atunci inițial și declarațiile și așa, în momentul în care mama a fost din nou internată la urgență, m-a contactat printr-o cunoștință comună să mă duc la mama. Așa. Și m-am dus, normal. Dar nu înțeleg de ce comportamentul ăsta de adolescente. Și deși te-ai dus, spui că Katinka în continuare Oana te blamează. Da, în continuare. Ori eu cred că astea sunt lucruri care se pot discuta, suntem maturi, eu de felul meu nu sunt ranchiunoasă. Mie îmi pare extrem de rău de situație, pentru că țin foarte mult la Iza și chiar aș vrea să dezvolt o relație frumoasă cu ea și nu înțeleg de ce până la urma urmei nu te-a sunat pe tine să te duci la mama, a vorbit prin terți. Da, da. De ce o spoliază pe cea mică de o relație cu cineva care îi vrea binele? Pentru că în viață nu se știe niciodată în ce situație ajungi. E ok, ea are un tată, dar nu... Dar nu e o relație... Nu, e numai asta. De ce? Și un prieten apropiat e foarte bine să-l ai, pentru că nu știi în ce situație ajungi, nu știi când ai nevoie, nu știi ce se întâmplă în viață niciodată. Și chiar îmi pare rău de lucrul ăsta și nu-l înțeleg. De ce nu putem vorbi, de ce trebuie să etalăm totul în presă și nu putem vorbi ca doi oameni maturi, chit că rezolvăm, chit că nu rezolvăm aceste lucruri. Și mai ales să vorbim pe calm, pentru că întotdeauna știi cum e, vorbele... Da, ea se aprinde. Ea se aprinde, eu mai puțin, dar câteodată mi-ajunge și mie cuțitul la os. Dar și... tu nu te aprinzi de felul tău, dar când te aprinzi, te aprinzi... Da, mă aprind rău, asta e problema. Da, 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 te știu foarte mă bine. Mă știi. Da. Deci, că am văzut-o pe Katinka și aprinsă și neaprinsă. Da, hai să vedem exact niște declarații și după aceea o să încercăm să detaliem mai mult. Colegii noștri din regie o să dea ca să... aceste declarații. Pentru că mine, Katinka, este un subiect închis, nu ne mai vorbim, pur și simplu eu nu îmi doresc să mai vorbesc cu ea. Deci a existat un punct. Da, a fost o discuție, știi că am vorbit așa, și... Așa, și de la acel punct i-a zis, eu nu mai vreau să vorbim. Da, nu mai vreau, îi tai accesul la mama, nu mă mai interesează, nu mai. Dar ți-a transmis textual, față în față? Nu, în presă. Dar eu am crezut că a fost o discuție. Da, a care... fost o discuție aprinsă, unde eu am încercat să-i explic niște lucruri. Ea s-a aprins foarte, foarte rău. Eu nu eram, am început să țipe, eu nu eram foarte bine atunci, mi-am luat și eu foc. După care au urmat declarațiile astea în presă, fără o încercare de mediere, fără absolut nimic. Așa, adică lucrurile s-au întâmplat extrem de rapid. Declarațiile în presă au fost, cred că în ziua aia sau a doua zi. Așa, după care, mă rog, a urmat perioada mea de recuperare. Și așa, iar la un moment dat s-a întâmplat ce am povestit mai devreme. În sensul că... Am ajuns la urgență, tu ai fost acolo. Da, da, așa. După care, iarăși, silențios, stampa...
ca să mă sune o grămadă de lume, pentru că n-a fost o singură persoană, și să-mi spun acest lucru. Ori, sincer, nu văd rostul. Eu, în afară de precizările pe care le-am făcut aici, pentru că știi foarte bine că nu sunt o persoană care se expune foarte mult, dar cred că am greșit unor în viață pentru că am tăcut din gură și am lăsat să se amplifice niște zvonuri și cred că în anumite situații trebuie să pui punctul pe i. De altfel precizez că este ultima emisiune la care o să exprim și o să vorbesc pe acest subiect, indiferent de ce se întâmplă de acum înainte, pentru că eu chiar nu vreau să intru într-un circ mediatic. Absolut. Am rugat-o să se ducă și la mama, pentru că eram prinsă până peste cap cu câinii, cu copilul, cu casa, și ea nu vrea să se ducă. Eu peste asta nu pot să trec. E și mama ei. Deci ai fost. Da, dar cu amendamentul pe care cred că l-am mai povestit, că în acel moment m-am oferit să o ajut altfel. Adică să mă duc să stau cu cea mică, să o iau de la școală, să fac lecții de desen cu ea, lucru, sau ajut cu căței la vremea aia, lucru care am fost o singură dată, după care i-am spus, oricând ai nevoie sau ai ceva, sună-mă, vin și te ajut cu drag. Lucru care nu s-a întâmplat decât în momentul în care a avut acea problemă. Nu vreau să mă mai consum, a explicat prin mesaj că nu consideră că trebuie să se mai ducă la mama. I-am interzis accesul Catin, că e peste tot. Eu nu mai am niciun ajutor acum decât pe doamna Elena, care mă ajută cu Isa. Eu sunt cumva singură pe lume, mai am o singură familie în spate, familia lui Pepe. A declarat la emisiunea lui Dan Capatos, costă foarte mult, din păcate. Ea a stat într-un centru până în septembrie, care este foarte ok, unde prețurile sunt mai mici. Să declarație de anul trecut. Prețurile într-un loc bun proces de la 3.500-4.000 de lei pe lună, unde au totul inclus. Vorbim de cazare, mâncare, asistență, infirmieră, doctori, activități. Am citit un lucru pe care nu-l știam, și anume că în urma unei activități prodigioase la radio, dar și în mediul academic, ca să zic așa, pentru că doamna, știți foarte bine că doamna Roman a activat până încoace, foarte târziu în facultăți, aproape, cred că 72-73 73 de ani în facultăți, există un venit, o pensie, nu? Da, există o pensie. Eu n-am văzut niciun contract acolo. Într-adevăr, din punct de vedere că doar știi că nu m-am ascuns niciodată, din punct de vedere profesional n-am stat foarte wow în ultimii ani, pentru că am avut această problemă și pentru că am și o fată care la rândul ei a avut niște probleme de sănătate. L-am avut și pe tata, am fost și la mama cât am putut și o să mă duc în continuare, pentru că n-o să las lucrurile așa. Însă asta e viața. Dar spui tu că venitul mamei... Nu știu, pentru că nu am văzut. Eu ce din pensie ar putea să acopere această... Acoperă în foarte mare măsură, în orice caz. Eu n-am văzut, nu știu ce deal a făcut acolo, pentru că ea și promovează acel loc. Nu știu nimic foarte concret, da? Știu doar că mama are o pensie, știu că are și un ajutor de handicap, așa cum este legal pentru toată lumea, și bănuiesc că se duce de acolo către, către nevoile sale. Da. Așa, adică cu siguranță mai sunt și alte cheltuieli pe lângă, dar aș vrea, că e un lucru pe care nu l-am discutat niciodată până acum, aș vrea totuși să nu se uite că eu, în momentul în care mama a fost în cel mai, poate, într-un din cele mai grele momente... Când Peter Roman a plecat. Exact. Eu stăteam cu ea și timp de niște ani foarte buni mi-am asumat tot ce însemna atunci, cu puterile mele, cheltuielile ale casei, care nu erau puține, pentru că stăteam într-o vilă. Tot, inclusiv... Și simplu fapt că stăteai alături de ea și stăteam alături de ea, era într-o stare foarte proastă, avea depresii, da, foarte mari, și eu înțeleg și pe Oana în acest moment, pentru că nu este ușor să ai în responsabilitate un om bolnav, dar l-am avut și eu timp de aproape 10 ani. Eu cred că putem schimba, nu? Să facem curândul din când în când, atunci când viața ne duce în locuri pe care nu ni le dorim neapărat. Da. Doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză de publicitate, apropo,
să avem un mesaj pentru Ana în momentul ăsta? Poate un mesaj de pace, de prietenie, de... O mână întinsă. Da, eu sunt deschisă, eu întotdeauna mi-am dorit o soră, dar lucrurile n-au mers așa neapărat cum am vrut noi, dar nu-i niciodată prea târziu. Ne întoarcem după o scurtă pauză. Catinca ne mai arată alte lucruri spectaculoase pe care le face, plus mulți alți invitați. Dacă aveți și alte întrebări, căutați-ne pe Facebook. Orice fel de reacție este importantă în această situație. Ne întoarcem.